Lentila de contact cu Stelian Tănase. Bun găsit! Voi vorbi astăzi despre un an de la trecerea la cele veșnice a regelui nostru Mihai, 5 decembrie 2017. Dintre toți oamenii cu care m-am intersectat, a fost cel pe care l-am respectat cel mai mult, regele Mihai. Și dacă n-ar fi fost rege, ar fi fost exact la fel. A murit la 96 de ani, peste jumătate i-a trăit în exil. Era ultimul șef de stat din al doilea război mondial care mai era în viață. Regele Mihai a avut un destin trist. Istoria potrivnică nu l-a lăsat să-și împlinească menirea. Era pregătit să modernizeze monarhia și țara. Istoria i-a fost cu totul împotrivă. Să ne imaginăm că România n-ar fi fost trivită de șenilele Armatei Roșii și n-ar fi fost silită să devină o țară comunistă și ar fi rămas pe tron și după 1947. România ar fi fost astăzi departe. Nenorocul i-a aruncat înainte un război, apoi o ocupație străină și un regim de dictatură bolșevică. A urmat apoi un lung exil. Am avut șansa să-l întâlnesc în 1990 la Paris, prezentat de ambasadorul nostru de atunci, Alexandru Paleologu. Împrejurarea a făcut să rămânem singuri într-o încăpere a casei parohiale până spre dimineață. Era de Paști. Erau multe de povestit. Regele nostru era extrem de interesat să-i spun ce se întâmplă acasă, în țară. Era foarte devotat România, din tot sufletul lui. Nu cred să fi trăit măcar o clipă fără să se gândească la ea. Îi dorea binele din tot sufletul, se sacrificase pentru țara lui. Nu iubea deloc vorbele mari, era extrem de modest, atent cu cei din jur. Nu te făcea să simți niciun fel diferența de rang, de vârstă, că era rege și tu un ins oarecare. Din acea zi am devenit mai mult decât un monarhist, am devenit mihăist, devotat persoanei sale. Când în 1992 i s-a permis să vină în țară, m-am aflat în comitetul care a pregătit și a organizat primirea. 1 milion de bucureșteni au ieșit pe străzi să-l aclame. Am sperat din toată inima să nu mai plece din țara lui. S-a întâmplat să-l întâlnesc în multe ocazii, la Paris, la Versailles, la București. De fiecare dată am avut aceleași impresii. Era de o discreție extraordinară, vorba sa era de fapt o șoaptă, avea niște tăceri care nu se mai terminau, impunea, avea ținută. Am fost mereu neplăcut impresionat de felul nedemn cu care l-au tratat oficialitățile românești. Anvergura sa impresiona, era diferit, avea un mod natural, o majestate, majestatea unui rege. Nici un pic de poză sau de enfază, era simplu și răbdător, un personaj istoric. Peste el și tronul lui trecuseră atâtea vicisitudini, dar rămăsese neatins, calm, modest, regal, impecabil. Moartea sa marchează definitiv dispariția unei epoci întregi din istoria noastră. 5 decembrie 2017 a fost cea mai neagră zi. Regele nostru s-a stins departe de țară. Aș putea spune că aproape toată viața sa a fost un exil. A fost mereu însingurat, iubindu-și cu pasiune țara. Dumnezeu a vrut să supraviețuiască regimului care l-a alungat. La 30 decembrie 1947, regele Mihai a fost izgonit de uneltele Armatei Roșii de la București, dr. Petru Groza, prim-ministru, și Gheorghe Gheorghiu Udeș, prim-secretar al Partidului Muncitoresc Român, Partidul Comunist, care au năvălit în Palatul Elisabeta să-l alunge. Nu singuri, în curtea palatului, în parcul din împrejurim, mii de soldați sovietizați ai diviziilor Tudor Vladimirescu și Horia Croșca și Crișan îl izolaseră de lume, gata să-l aresteze, să-l arunce într-o închisoare, să-l ucidă, să-l trimită în URSS, dacă s-ar fi opus, firește, abdicării. Diviziile Armatei Roșii erau consemnate în cazări, gata să intervină. A fost o lovitură de stat care a dus la schimbarea formei de guvernământ și a orânduirii sociale. Au urmat decenii de mizerii, de dictatură, de cenzură și represiune. Așa s-a încheiat regimul monarhic constituțional instalat cu Carol I în 1866. Dar regele Mihai, așa a vrut soarta, a supraviețuit celor care l-au alungat în 30 decembrie 1947 și urmașilor lor. Dictatura comunistă s-a prăbușit la 22 decembrie, 41 de ani mai târziu. Nimănui nu i-a trecut prin cap să-l poftească pe rege acasă, în patria sa, nici să ceară ca România să se întoarcă la un regim monarhic constituțional cu Mihai I pe tron.
ar fi fost singurul regim legitim, singurul regim românesc.